Miercuri 10 iulie, Biblioteca Tudor Flondor Rădăuț a fost gazda primilor participanți la proiectul Biblioteca de Vacanță. Este vorba despre micii preșcolari de la clubul de vară Holiday Club Rădăuț. Pe parcursul celor două ore petrecute la biblioteca din Rădăuț, copiii au pictat, au cântat, au dansat, au citit și și-au creat amintiri de neuitat. Biblioteca de Vacanță se desfășoară în fiecare miercuri în perioada 10 iulie-7 august, între orele 13-15 și se adresează copiilor și tinerilor.